Bine ați venit la webinarul nostru dedicat subiectelor științei deschise și contextului actual COVID-19, întrucât am identificat în activitatea noastră destul de multe inițiative la care cercetătorii români, dar și cei implicați în inovare din zona business-ului și societatea civilă în ansamblu ei. Am vrea să discutăm astăzi puțin despre aceste inițiative și cum vă puteți implica în comunități internaționale dedicate subiectului acesta de date deschise, știință deschisă și COVID-19. Așadar, scopul evenimentului de astăzi este de a disemina aceste informații și de a crea un spațiu de dialog pe care să-l manifestăm ulterior în alte sesiuni de acest gen, dar și prin alte canale de dialog cu noi. Noi asigurăm puntea de legătură cu majoritatea inițiativelor internaționale pe subiectul Open Science în general, de aceea vom fi punctul central de legătură cu comunitățile internaționale Open Science și COVID-19. Și acum voi trece pe engleză pentru a le prezenta pe colaboratoarele noastre de la OpenAIRE, Iryna Kuchma și Hilary Hanahoe de la RDA. Iryna, and Hilary, I mentioned you because you're going to start with a presentation for OpenAIRE and Zenodo and for the FDA working group for COVID-19, not 18 like I wrote here. Iryna, do you want to start? Sure, thanks Alina. Thank you. So maybe you could stop sharing your screen. Oh, thanks. And I'll share mine, just a sec. So I hope you can see my slides and I hope you can hear me. Hello and welcome to this webinar. Thanks a lot, Alina, for inviting us to share what OpenAIRE is doing to fight COVID-19. There will be some links in my presentation that I will also share in the chat, and slides will be available after the webinar. We have two activities currently going on. So one is COVID-19 community on Zenodo, and the idea behind this community is to collect long tail research data sets, publications, reports, working papers, any other types of research outputs related to COVID-19 and SARS-CoV-2. For those types of materials that don't have discipline-specific data archives or don't have any other place to be deposited and shared. And of course, we encourage open sharing of research outputs in this community, but that's not mandatory. So we already have some data sets which have been shared under embargoed access. So there are no restrictions about access modes. If for some reasons you decide not to share openly some of the materials, it's still possible to upload to this community and get DOIs, etc. And we already have over 150 research outputs there. So please use it if you need a home to share your data. And then another initiative which is still underway, and there is a better link, but we're still cleaning up some of the data. We call it OpenAIRE COVID-19 Gateway.
And we use OpenAIRE research community dashboard technology behind it. And the idea is to here aggregate COVID-19 related records, such as publications, data, software, and all other types of research outputs, link them together to people, projects, organizations, services, facilities, and then have it as a single access point for discovery and navigation of these resources. So for building this gateway, we use OpenAIRE Research Graph, and that's basically all the information that we have in OpenAIRE from over 10,000 validated content and data providers. We do text and data mining to identify COVID-related publications, data, and so far we have over 20,000 publications, a lot of data sets. We also get metadata from the Nodal COVID-19 community I already mentioned, and we also use specially curated list of important data sources, which are not part of OpenAIRE space yet, but related to COVID-19 and should be part of this gateway. And here I have a call to you if you are experts in any COVID-19 related research. We're looking for help in two areas. So one is to help curate our COVID-19 research community on Zenodo. And another call for help is with moderating OpenAIRE COVID-19 gateway. And here we would need your help to improve our text and data mining algorithms, suggest new data sources, etc. And there is a call for experts, which is a Google form. And if you're interested to contribute to one of these awards, please sign up. And OpenAIRE is not the only one. European Commission supported infrastructure to help to fight COVID. There are also other initiatives providing resources to fight COVID, and they all listed on OpenAIRE COVID-19 page. And I wanted to briefly mention one interesting tool which was developed by Atina Research Center, and it explores COVID-19 related literature. It uses Semantic Scholar dataset that was released sometime last month, and they feature COVID-19 related literature based on popularity on social media and influence, and that's an interesting tool. And they also have a paper on and data set on Zenodo explaining how they rank it. And in the end of my presentation, I would like to mention a couple of funding opportunities that you can use for your projects. So one is a call from EOSC Secretariat to join efforts in fight against COVID-19. And it's called COVID-19 Fast Track Funding. And you can see some of the topics that EOSC Secretariat would like to support as a part of this call. And if you're working in one of these areas, please apply. And also Frontiers keep a database of current funding opportunities. I call it Coronavirus Funding Monitor. And here, for example, I selected Find a Funder for Europe, but you can also select global funders. So that might also be an interesting resource for you if you're looking for some funding. And thank you, and happy to take any questions later on. Puteți să puneți întrebări chiar acum. Dacă nu aveți microfon, ne puteți în chat și citim noi întrebările. Irina, I told them that they can ask now if they have questions, because we have time. Also, yeah.
Somebody raised their hand. Mm-hmm. Hello. Hello. I'm Daniel from Haptic Kennedy Consulting. I'm also expert evaluator for Horizon 2020 calls. But I followed many times UEFISCDI, and as far as I know, they asked to apply for this kind of project to be a research and development organization. And in my case, my company, it's an SME company. It's not a SME company focused on consulting engineering projects. It's not an organization. My question is, I can apply for it or not? For your call. Well, unfortunately, I'm not an expert in European Commission funding. So I guess that's a question you have to ask project officer at the European Commission. But I guess if they say that it's only for because for RDA organizations. Description, your colleague from Romania said that also private companies can apply for it. And I want to be sure because we have seen it so far, they approved only organizations. That is different else. One is to be a short medium enterprise and other thing is to be organization. May I speak with your colleague in my language, with your colleague from Romania? Sure, and I think that's something they have to clarify maybe from Horizon 2020 support office in Romania, because they would know more national contact points. Bună ziua, așa cum am spus în limba engleză, doream să știu dacă eu ca SRL pot aplica pentru astfel de finanțări, pentru că știu că UEFISCDI până acum lasă decât organizațiile și să fie înscriși nu știu ce tabel la UEFISCDI. Ori eu nu sunt organizația de cercetare dezvoltare, sunt o firmă de consultanță, un SRL de consultanță pe cercetare și dezvoltare și așa cum am spus și în engleză, sunt și experte valutul la Horizon 2020, dar pe Horizon 2020, te lasă să aplici ca SRL. La dumneavoastră, asta era o condiție care mă scutea din părți. Am înțeles. Vă referiți la finanțarea care s-a deschis acum pe cu instrumentul COVID? Da, aveți și pe aceea și OpenAIRE. Dar aveți acum nouă apeluri, să închide pe 21. Da. Și în aceste noi apeluri, detaliile sunt... Deci am soluție tehnică, am tot ce îmi trebuie, pot să vin și cu universitate, dar dacă îmi impuneți mie să fiu organizație de cercetare de dezvoltare, fac pasul înapoi. Ca SRL nu pot să intru. Cu toate că am soluție tehnică, pot să intru cu un astfel de... Dacă n-ați verificat deja cu echipate pe soluții, vă vom da direct contactul, să discutați direct cu ei, pentru că nu suntem intrați pe zona aceasta de finanțare de la UEFISCDI, că suntem noi echipa care se ocupă de finanțarea aceasta. Dar avem contactul lor direct și putem să vă punem în legătură. Ok, ăla era o întrebare. Și întrebarea la apelul actual care îi faceți prezentarea, se poate aplica ca și SRL? La care vă referiți? La OpenAIRE, aveți acum mai multe. Pe OpenAIRE ăsta care îi faceți prezentarea. În prezentare era finanțarea referitoare la cea deschisă pentru de Comisia Europeană de OpenAIRE. Și la fel, pentru Comisia Europeană trebuie să le scrieți direct nouă, la punctul lui de legătură din România, pe Horizon. Și putem de asemenea să punem în contact cu ei. Există chiar un grup pe Facebook și puteți să le scrieți direct acolo. Dar putem să vă ok, eu speram să primesc răspunsul direct la dumneavoastră, că totuși faceți prezentarea și credeam că sunteți în temă cu... Da, noi doar legăturile de unde se pot obține finanțări. Nu gestionăm efectiv zona de finanțare asta. Asta e în curtea celor de pe finanțare. Faceți un fel de consultanță ca și mine. Bine, doamnă. Nu e consultanță, e doar mapăm toate inițiativele acestea, inclusiv de finanțare, de fast track funding, cum le numește Comisia Europeană. Punem informația la un loc, dar există reprezentanți în contact pentru fiecare din ele, separat, pentru că nu putem gestiona, vă dați seama, atâta informații într-un singur loc. Adică noi aici nu reprezentăm UEFISCDI pe total, suntem doar grupul
care gestionează inițiativele de... Dar să știți că UEFISCDI a finanțat foarte, foarte multe proiecte, foarte multe proiecte care nu le vedem pe piață. Orizont 2020 al Comisiei Europene, tocmai asta vrea, să se treacă din, de la laborator pe piață. UEFISCDI nu face așa. Le ține, tocmai pe aceea și pune condiția asta, să fie o organizație de cercetare dezvoltare, adică un spin-off de la vreo universitate, un laborator, vine cu o idee, o fi strălucită, nu o fi strălucită, nu o vedem pe piață. Deci nu vedem produsul, nu vedem nimic. Da, da, înțeleg ce... Ori eu ca SRL, ca și SRL, așa e cum și descris în, în descrierea societății, eu tocmai asta fac. Să vin cu produsul pe piață, exact ceea ce cere Comisia Europeană prin Horizont 2020. Să avem produsul. Noi degeaba vorbim acum, că COVID, că facem, că trecem, bun, facem pe hârtie un... două, trei teste în laborator și cu asta basta. Nu vedem nimic pe piață. Nu vedem nimic în spitale. Decât niște cercetări de laborator băgate la sertar și cu asta basta. La revedere. Deci nu, nu e din prisma mea și nu mai e prisma mea. A societății însăși vrem să vedem rezultate, mai ales acum avem o pandemie, trebuie să vedem cum luptăm împotriva ei. Așa teoretic fiecare spune. Vedem, în fiecare zi vedem știri că au descoperit vaccinul, că au descoperit nu știu ce pasele, că au descoperit nu știu ce și lumea moare. Cu toate descoperirile astea. Da, din câte dar banii se duc. Deci, dar banii se duc pe cercetări și dezvoltări. Dar nu vedem rezultatul final. Deci când vine o firmă care vrea să facă chestia asta, e dată e îndepărtată, pentru că nu e locul lor acolo. Să fim și practici. Părerea mea. Părerea mea și la întreprinzătorilor care vin în spate. Daniel, vrem să vedem, să, să facem, să meargă economia, că trebuie, avem angajați, avem o situație economică, să mergem cu ea înainte. Așa facem, cercetări și rămânem cu ele. Sunt atâtea cercetări, doar vedem că avem la, la OSIM câte cercetări sunt, câte invenții sunt acolo și patente care nu sunt puse pe piață. Da, să știți că tocmai de aceea încercăm să strângem la un loc informațiile, pentru că dar sunt... Dar cine? Și uite, și cine să facă mișcarea asta? Haideți să vedem la OSI câte patente sunt, că sunt depuse de acum 10 ani, 20 de ani, poate unele au și expirat. Și nu au fost finanțate. I'm sorry to interrupt, but I'm afraid we won't be able to solve this issue today at the webinar, so maybe that's a discussion that we could take offline and really clarify with European Commission staff, because... We don't have European Commission representatives today. And also, sorry about that. UEFISCDI staff for funding, yes. We will put you in contact with the persons in charge for UEFISCDI at least. Any other questions? Therefore, I will invite Hilary, if you hear us. Can you continue with presenting what's the Research Data Alliance doing towards addressing COVID-19? Sure. Can you hear me, Alina? Yes. Very good. Okay. So first of all, thank you very much for inviting us to give you an update on what we're doing. So the Research Data Alliance, I'll just give you a slight update on the in a tiny nutshell, as I say, on what the Research Data Alliance overall is, because it puts into context then the work around COVID-19. I'm the Secretary General of the Research Data Alliance, which is a global organization. We have almost 10,500 or 10,500 members across the world from 144 countries. And it was set up in, launched in 2013 to build the social and technical bridges that enable the open sharing and reuse of data. There's a specific focus, of course, on research data. And the vision is that researchers and innovators can openly share data across technologies, disciplines, and countries, you know, to address the grand challenges of society. So the importance of the Research Data Alliance is to try and ensure that it's all comprehensive.
there are no geographical boundaries, there are no technical boundaries, and there shouldn't be any disciplinary boundaries. So one of our focuses is, of course, the IINFAIR interoperability. How do we do that? Well, first of all, the Research Data Alliance, those 10,500 members come from all across the globe. It's free of charge for people to sign up. It's on a volunteer basis. So it's a massive undertaking of individual experts from many, many different disciplines and very many different technical areas, all working together in different under different structures to identify solutions that are then made open and available for the community. So if you see here, there's quite a northern hemispheric presence in RDA, the Research Data Alliance, that is follows a little bit the funders, the original funders. So the US and Europe have always supported it financially, and of course Australia as well, though we have more regional funding coming in. But of those, actually we have 126 Romanian members at the moment, which is very nice. I hope we will have more. Basically, we work in two specific ways, through working groups and interest groups. And this is important to contextualize the COVID-19 work we're doing now. The working groups are very focused. They normally have a timing of 12 to 18 months. We have 34 of them going on at the moment. They cover very many different aspects of the data challenges that we're all grappling with from many different domains. And their recommendations, what we call their recommendations, which can go on to become standards, or things are concrete deliverables or running code or tools or things like that. And then we have interest groups, which are a broader, much longer term grouping of people focused on a specific, if you like, topic or area, for which then often working groups become part of their output. So they decide to set up a working group to focus on a specific area in order to create the standards or the best practices or the documents that are required. And they last as long as the group is active and valid. And we've 57 of them going on at the moment. And some of the outputs from those groups are quite significant. So we have basically three ways in which the community work together and then give, make available, shall we say, their outputs to the community. Recommendations, of which there are 23, and 8 of them are what we call ICT technical specifications or recognized as standards. And then we have 14 supporting outputs. And they all of those, well, the recommendations go through the exact same process as a standard would. So out for with requests for comments to the community. Anybody can comment as long as you're a member, because of course you have to have an ID to log in. But that, as I said, it's open to all. And we make all of that available, all of the content, the outputs available on the web platform, and you can search for them in many different ways. So what about the COVID-19 response? So the background to that is that the European Commission, like Irina presented before with the open air response, they contacted RDA as well. And in fact, the work that the Research Data Alliance is doing is very synergistic and complementary to not just the open air work, but also the MBL, the EBI, all the platforms, and most of the work that people are doing. We are trying to make sure we do not overlap with anything, any other activities. And so far, we believe that we're not. So they asked us to establish a working group to ensure that we could try and get international, neutral and inclusive approach. And in fact, we have been contacted subsequently by other funders in other regions because they would like to leverage upon it, the activity. But it's all open and you'll see. I go through the slides, they're quite long. The purpose of the slides actually is so that you can have access to them in their PPT and access all the links for those of you who are interested in finding out more. So anyway, we set up what we call a rapid response, a fast track approach. So we didn't go through the normal timing of our working groups, which have a case statement and a sort of a procedure, if you like. In this particular case, we decided to fast track it.
And we thought internet, normally it's a bottom-up, more of a bottom-up approach where people come to us. In this case, we sort of put out a call for action and we sought international co-chairs that had domain expertise and also links with the open science aspects, which are hugely important. The operating terms and conditions of these five groups, because they are now five subgroups, are our guiding principles. So RDA operates all of its work on openness, on consensus, that there's balance, that there's harmonization, that it's community driven, and that it's not-for-profit and technology neutral. And what I mean by not-for-profit and technology neutral is that from the get-go and from the outset, we do not endorse commercial solutions. We avoid the production of best practices or solutions that would then create technology lock-in. All the solutions from RDA are open, and of course, businesses and commerce are invited to, you know, build upon them. All of our things are have open licenses, but the point is that they don't set them up in the beginning from that. So that's what that means. And also, it operates, of course, under the code of conduct of RDA, which I won't go into, but we have one in case you want to know. So basically, we have it's a very unique set of groups because we have six chairs. Normally, we'd have about three with international, if you like, representation. In this case, we have six co-chairs working on an unbelievably rapid way. And the first is an emeritus professor, but her main focus is research ethics, but also clinical, because she's a medical doctor. Mark Leggett's from the Research Data Canada, and he's sort of co-chairing all of the groups. Ingrid Dillo is from the Data Archiving and Network Services in the Netherlands, and she's got a very specific focus on social sciences, and in fact, herself and Irina, you'll see Irina come up in my pictures in a while. Juan Bicaragui is from the Science and Technology Facilities Council in the UK, and he's looking after the omics group. Priyanka Pillai is from the University of Melbourne and is a specialist in public emergency health issues. And she's looking after the epidemiology group. And then Sarah Jones, who is one of the chairs of the European Open Science Cloud Fair working group and was involved in the turning fair into reality. And she's also from the Digital Curation Centre. She is supporting the community participation group. So the scope or the overall aims of this activity are to define detailed practical guidelines on data sharing under the present COVID-19 circumstances, to help the stakeholders to follow best practices, to maximize the efficiency and the impact of their work. Okay, so it's very much for the stakeholders and those who need to share and publish their data, etc. But also there will be some guidelines for policymakers to maximize timely data sharing and appropriate responses in these emergencies. And an example is the OECD policy brief. Also, we are in close collaboration with OECD, Wellcome Trust, and many of the other, shall we say, organizations that are heavily involved in this particular emergency to ensure that what does come out is of value and meaningful for them too. So the planned outputs are these best practice guidelines per subgroup and then overarching, because we want to tie up the threads between the five different groups. There are also guidelines to highlight the key resources. So key resources that are there already, including the Open Air, including the MBL, the Fair Sharing, and many, 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 many others. So the idea is to highlight them, not to recreate them, to highlight them so people have a better understanding of how to share their data and where to share it and what each of the resources are available. Also to propose a decision tree to facilitate navigation to the resources according to your position or your role or your stakeholder role. And then to create these recommendations both for the researchers and the policymakers. So as I said, there are five subgroups because there were five different areas that emerged from the discussion initially, both with the European Commission and with the experts. So they are working in parallel to come up with these guidelines. And they're the five, as I said, omics, clinical, epidemiology, social sciences, and community participation.
The guidelines will be, there's a template there and you can access it and provide comments if you wish on the structure of it, but it's going to be based more or less on what was a popular and therefore why reinvent the wheel, a popular template from Science Europe. Okay. So, and also the resources catalogue where we collect the resources in order to be able to make them available and point to them in these guidelines has more or less this structure. And it's, I think, well, at the moment it's in a Google form. I'm not sure what structure it will take. So people can already submit their resources there, of course. And then there's the timeline, which if you look at it, is a pretty fast one. So we started this work in the end of March. We have all the groups set up now because there's quite a significant structure to be put around the different five groups if they're to work in parallel. And I'll go into each of the groups afterwards. But we expect the first release of these guidelines to happen on the 24th of April, with further, of course, expansion and revision afterwards. So while it is a fast, rapid response group, we expect the work to maybe slow down a little bit. I hope so for those who are heavily involved and really working very hard, but also to continue on so that we can, you know, make better the outputs that come out of it. So I'll go into each of the groups briefly. I won't go into all the links and all the things. The slides will let you access that. As I said, so each group, each co-chair looks after a group, if you like. And then we have moderators who obviously are specialists in the field or domain specialists. And also, shall we say, from different areas. So we have someone from the NIH there and different people. Yeah. Some of the groups have shared their progress. If you go to these links, you will see the epidemiology people have progressed quite considerably. They have their own deadlines as well on how to do things. They have a set of tools they're going to use to ensure, and they're all open, of course, and all the links are available. They have a very detailed scope of work. They have a brainstorming document to see, and people can sign up. And all of these, I'll just go back to this slide for a moment. All of these groups are open to everybody, including yourselves, but you must be a member of RDA. So you sign up for RDA if you're not a member already, and then you join the group so that you can contribute or observe or, you know, get the notifications and the update. You can actually access all the information, even just literally publicly from the web, but you cannot contribute to the conversation if you're not, and receive the notifications if you don't join the group. So, and that goes for all of the groups. I move on to the omics group. So we have two sub-chairs there the omics, and they have given me a very quick, so they have a set of guidelines. They're going to focus on the primary data and different types of cross-cutting themes, and then they will move on. So they're organizing their first meeting at the moment. The social sciences group, as you see Irina there, so she's not just wearing an open air hat, but also, of course, clearly very, very involved in this particular group, and I'm very grateful to them together with Amy. And I got these slides from Ingrid Dillow, who's the co-chair for the group, and already they have 60 members. They had their meeting last week. They had, if I'm not wrong, you had the sprint, a writing sprint already, and they have outlined the different scopes and the topics. And there are two more sprints this week. So hugely organized with a lot of content already up there, sprinting towards the deadline of the 24th themselves as well. Then we have the community participation subgroup. They have also already had their groups. They're planning a webinar to share what their plans are with others, but they are going to go for good rather than best, of course, in the first instance, and their initial comments and documents as well are open. And if you're interested in the community participation one, there are comments out until midnight tonight to address the approach that they would like to take.
So you see they have another, they have their timeline as well all worked out. So I'm showing you these slides to show you that in, it's unbelievable the amount of work that they have done. And then the last thing is, of course, as I said during the thing, these, if you are interested in contributing, in finding out more, in just following what they are, because different pieces of this work may be of interest to you, you can follow one or all of these actions, but you can make submit resources to the catalogue. You may provide suggestions on the recommendations template if you feel that that the guidelines that come out should have certain aspects. Of course, you should be signed up to the COVID-19 umbrella group if you wish to get all the information and the updates. We send all the details about the webinars and the meetings there. And then you can join each or all or some of the five subgroups, and they're all listed from these links. We have weekly webinars every Tuesday at 11 a.m. UTC. We in RDA use universal time because, of course, we're dealing with across the globe. UTC, I think it might be plus three for you. I'm not sure. So we have one in quite a short time now at the top of the hour, but there'll be another two. They're already scheduled for 2 weeks. And if you link to that URL there on weekly webinars, you'll be able to see the details and you can register for them on a weekly basis. They're an hour and the co-chairs and moderators give an update on where they are and how the progress is going. So as I said, this is very synergistic with all the other activities that are going on. It's all open for progress and following, and we are trying ourselves as a secretariat in the operational to ensure that all the links are available so that people can access very easily and quickly because the different tools that are being used. But you're more than welcome to contact me. These are my details or contact the secretariat at inquiries@rd-alliance.org for any information that you specifically need about it. But of course, I'm very happy to take questions that may have come in during the chat, but so that's it. Thank you. Thank you very much, Hilary. And thank you for all the contact information and the message that you can be reached directly. And also I would like to emphasize again the fact that people from Romania, the community here for RDI can join OpenAIRE and RDA. It's free, they just need to create accounts to become members, and that's it. They can benefit from all the information, and they can also contribute with their own knowledge. If you have questions, please. Vă rugăm, dacă aveți întrebări, puteți spune orice întrebare, încercăm să vă răspundem. Dacă ulterior veți avea un mesaj pentru cele două speakere, puteți să ne transmiteți nouă și sau să le contactați direct, că aveți contactul. Putem să mai transmitem întrebări cu privire la aceste subiecte și ulterior, prin intermediul nostru. So I think that's it with regards to the topics you presented. There is actually one question from Christina in Q&A. Thank you. RDA data are official sources status data, please. So I don't know, Christina, maybe you could explain a little bit more what you'd like to know. Live. Okay, so first on the first question, Christina, we don't actually have data, so we don't
keep any data or anything. What we do is we provide best practices and solutions, guidelines for to ensure that data can be fair, if you like, to so support the open sharing and reuse of data. So as I mentioned at the beginning of the presentation, the recommendations that come out and the outputs that come out are, if you like, endorsed by the community as, if you like, good best practices or good practices, depending on the different areas. For example, I'll give you a different example, which is the 23 research data things that came from the libraries for research data. It's 23 different pointers around research data management and things. It was originally planned for libraries, but has been quite popular and used now in many, many different domains and areas. So if you see what I mean, it's not the data. We help with the supporting around the data thing, but we don't actually have any data ourselves in terms of data sets. So I don't know if that answers the question. In the second question, to me at least, what we can say about the RDA is, well, interestingly enough, because RDA is such a large organization, we also have a funders forum, by the way, with whom we interact quite regularly. Our funders, indeed themselves, are people from, shall we say, from, you know, the NIH and the standards organizations and things. But we also have a series of different affiliate memberships. So first of all, we make quite sure we try to interact with many of the organizations. And in this particular case for the COVID-19, we have different people on different boards interacting. So we're in contact with the European Commission, who are coordinating the Open Air and the EMBL activities. We're directly in contact with others. One of the things that is unique, if I can say this, about RDA is that because every single thing that we do is open, it's actually easier for others to follow us than sometimes for us to follow them. Because of course, you know, activities that are going on, that's just the way things are structured. But all of the work in RDA, it's bound by those terms and conditions and guiding principles that it's open and accessible to all. We make a conscious effort to ensure that the other research initiatives of which we are aware know that we are doing this work so that we can make it meaningful. So we want to do something that is meaningful. We're not doing it to, shall we say, ensure that there's visibility or anything. We were asked to respond to this because RDA is so open and international, and we are in a position to offer this transparent response. So of course it's true that, you know, if people don't know about you, but we do our utmost to ensure that we are broadcasting as much as possible the activities that are ongoing, who's doing what, and the guidelines, and they will be sent when they are ready, of course, specifically to people, as well as a very large awareness raising campaign, which we hope, for example, that the RDA node in Romania and the other European countries will support the dissemination of it. So letting you know what's going on. I hope that answers. There is also a question from Andrei. We're talking about data in workflows that should be open to all community and not proprietary IPR, right? And I put in a Zoom chat a section of recommendations that covers legal and ethical requirements, because I was also looking into this from the perspective of having informed consents in place, ensuring data protection and compliance with GDPR, anonymization issues, other legal issues. Yes, so if I can on that one, we had, when we opened the call to action to the community to ask people who, if they would like to be involved in the groups,
We asked people to give us their to answer about their expertise or the area in which they would felt they could make a best contribution, and also the type of contribution they wanted to give. And we have in that group about 40 to 50 ethical and legal experts who want to support. So they are being coordinated separately, because they're not, we don't want to do one group on legal and ethical things, because actually it's a cross-cutting issue for all of the five groups and for the whole COVID thing. So we have ethical and legal experts who should be supporting and helping to come up with the guidelines around those things. So if that's the right answer, I think the data and the work shows that should be open to all the community. That's what we advocate for, yes. Clearly there are issues around clinical data, patient data, and anonymization. But as we all know, it's not so much the opening of the data, but the making sure that the data is accessible and findable and therefore reusable and deposited in the right way and all those things that you know better than I do. But the idea is, yes, and we don't have any, we don't, RDA at least, does not allow any proprietary solutions to be developed, because that's not what we were set up for. And also Mihai raised his hand, so I'm allowing Mihai to talk, but you have to unmute yourself, Mihai. Yep. Okay, can you hear me now? Yes. Yeah, thank you. I was wondering, I have to confess that it's the first time I hear about RDA, apologies for this, but sounds very interesting. I'm talking about the organization in itself, and it sounds very familiar to me, having in mind another international initiative, which is called Open Government Partnership, started in 2011. At the time, and I was wondering if there is any connection ideological between the two of them, because it sounds to me like both of them are having similar principles and similar objectives in terms of making policies more transparent, more accountable, more participatory. I'm improvising, trying to find the common features of the two, but I was more knowledgeable about OGP rather than RDA again. And within both, I heard the term open data, except that OGP, it's, as I said already, it's mostly about governmental policies, while in this case, we are talking about research policies. So. And also, I was noticed the time frame. OGP was started 2011, RDA 2012. So again, there is any institutional link between the two of them, or ideological link, or something? No, actually, Mihai, there's no official link between us. And you're right. The difference. Well, there are two major differences. One is, of course, the Open Government Partnership focuses more on public sector and, you know, government data. We focus more on the data coming from scientific disciplines and publicly funded research, I suppose is the best way for me to explain it. Though I do believe that some of the solutions and the outputs that come out of RDA definitely could be applied to public sector information. So, it's not that there's no link, because we don't want there to be one, but there isn't one, there's no formal one. I think there are two major things I think I should underline. RDA is actually not a policy body, not officially at least, but the focus is on the fact, so it was set up because it was clear, the funding bodies clearly understood that the people grappling with the challenges were those who are now our members. So RDA is really made up of a global army of data experts, or, you know, infrastructure managers or librarians with all these, a huge different type of expertise. And the idea was to allow them to have a space, a place and an open, transparent place where
all of these challenges could be brought up. So it was a bottom-up exercise, so from the grassroots, and that the community itself would be the ones to decide what are the areas that most need tackling. The COVID-19 response is a little bit top-down, of course, because we've provided more drive and responded to a funder's request, using, though, the same principles of openness and transparency. So I think that the difference is, if I understand enough about the OGP, it's more of an organizational backing and a government backing here. While yes, the funders support us, they don't get involved in how we are shaped or in what we discuss or what the community discusses. They just want us to facilitate it, to allow the community to come together and to not reinvent the wheel. And that's why everything must be open. So it's an interesting balance, if you like, to try and ensure that that happens, and to ensure and to preserve that bottom up. But it's complementary, in my mind. Okay. Thanks a lot, Hilary. I don't see any other questions. Maybe we can move on, Alina. And I know, Hilary, that you need to go. Yes, I do need to leave to the webinar. You want to continue in Romanian anyway, aren't you? Which I probably wouldn't, unfortunately, understand. But I'm very sorry I couldn't come to the meeting in May, but I'm very grateful to you for giving me the opportunity to highlight the activities that RDA or you do, because I represent you, so I'm the I am the representative of the community, and I'd be very happy for questions. And please feel free, Alina, to share the PPT version of the slides with all the people so that they can access the links directly very easily rather than PDF. I have no problem. Yes, many thanks for this, Hilary, and hopefully we will make that face-to-face meeting when you could come to Bucharest, and I would love that. Many thanks for today. Many things. Yeah. Thank you. Goodbye. Goodbye. Irina, as I know, you have to leave as well. Yeah, so I'm making Andrea a host, and I'll stay with you for 5 more minutes, and then I will leave. So thanks again for this opportunity to talk to you, and hope we'll see each other either face to face or in similar webinars in the future. Thank you. Yes, we will have similar webinars. Maybe it's time for another question. I saw someone raising hand, but now I don't see the hand anymore. So thank you, Irina. I will continue in Romanian now. Sper că se vede ecranul. Am vrut foarte mult ca cele două colaboratoare de la OpenAIRE și RDA să intervină astăzi în webinar. De ce le-am lăsat să vorbească ele primele? Știam că au constrângerea aceasta de timp. Alături de aceste două comunități majore de la nivel internațional pe zona de Open Access, Open Science, noi am mai identificat și altele și vrem să vă punem la dispoziție câteva informații în prezentarea mea cu link-urile corespunzătoare. Marea tendință în contextul acesta COVID-19 în cercetare este deschiderea rapidă a accesului la resurse și vorbim de atât de publicații cât și date, dar și de resurse de tip open source. Și am pus aici câteva link-uri. Sunt multe edituri, multe baze de date care deschid acum
accesul atât la publicații cât și la datele care stau în spatele cercetărilor. Printre ele Springer Nature, Elsevier, dar puteți vedea lista completă a celor care au semnat declarația Welcome Trust Statement on Data Sharing in Public Health Emergencies. Poate știați deja această informație, dar e important pentru că acum împărtășirea aceasta de informații se face foarte rapid înainte de orice peer review, atât pentru rezultate intermediare cât și finale. De asemenea, avem între noi, cel puțin la în confirmări, am văzut câteva persoane din partea INCD-urilor pe zona de infrastructuri. În prezent se derulează o importantă acțiune de mapare, centralizarea serviciilor puse la dispoziție de către infrastructura echipamentelor și a serviciilor rapide, gratuite, puse la dispoziția cercetătorilor pentru a putea face cercetare legată de COVID-19. Cred că încă este activ acest chestionar în care puteți inclusiv dumneavoastră adera la această mișcare, dându-le informații cu privire la echipamentele, serviciile disponibile prin infrastructura dumneavoastră. Și de asemenea și ESFRI face o astfel de mapare publică. Găsiți informații pe link-urile pe care le-am pus aici. În ceea ce privește European Open Science Cloud, există surse de finanțare pentru care am pus link-ul. De asemenea, în ceea ce privește finanțarea prin COVID și acțiunile prin finanțarea prin EUSC pentru COVID și acțiunile în sensul acesta, o să fim urmărite și pe proiectul din care facem și noi parte, National Initiatives for Open Science. Ne puteți contacta direct pentru fiecare din inițiativele pentru care suntem noi punct de legătură în România. Suportul la nivel național vine în primul rând din ERIS pentru, pe partea de infrastructură. Acolo pot fi identificate echipamente, servicii utile și necesare în contextul actual. Am făcut și noi o primă verificare și am observat că într-adevăr sunt înscrise foarte multe echipamente relevante astăzi. O colegă de-a noastră a identificat la o simplă căutare 480 de echipamente relevante pentru cercetarea COVID-19. De asemenea, cred că știți, finanțarea FASTRA pusă la dispoziție gestionată prin UEFISCDI cu deadline, e un nou call cu deadline pe 21 aprilie și aveți link-ul direct la pagina dedicată unde există și datele de contact pentru a pune mai multe întrebări și a cere mai multe detalii. De asemenea, dacă vă conectați cu noi, cu Open Science Hub Romania, încercăm să ținem la zi pe Facebook cel puțin știri majore cu privire la ce se întâmplă pe toate inițiativele acestea internaționale, dar și naționale. Și suntem în legătură cu OpenAIRE, RDA-ul, dar mai suntem în legătură și cu European Open Science Cloud și cu Science Europe, de care povenea și Hilary, care oferă suport pe partea de politici. Tot pe site-ul UEFISCDI găsiți și informații centralizate din toate sferele, nu doar pe zona de open science. Mulțumesc și dacă aveți întrebări pentru mine, vă pot răspunde acum sau putem să îi permitem și colegului meu Valentin să prezinte câteva inițiative, situația din România. Și după aceea putem să răspundem la toate întrebările dumneavoastră. Nu văd nicio mână ridicată, nicio întrebare. Valentin, vrei să continui, te rog? Da. Cu scuze, Andrei Crăciun a ridicat mâna. Andrei, unmute. Așa, stai să vedem. Îmi auziți? Da, auzim. Așa. Nu, ce vreau eu doar să subliniez e exact partea de care spuneai mai devreme, că foarte mult lipsește maparea resurselor relevante și cred că ăsta e unul din lucrurile foarte, foarte bune care se întâmplă și care se ocupă UEFISCDI. Poate că nu e toată lumea
nu știu, la curent cu chestiunea asta, însă ar trebui, practic, mult mai activ partea, sau mă rog, comunitatea cercetătorilor să caute în zona de RIS, în zona de brain, ca să poată să cumva rămână în contact, pentru că degeaba cauți, nu știu, ca cercetător individual foarte bun, foarte competent, toate NCP-urile din toată lumea le cauți pe site-uri aiurea, când tu de fapt ai resursele agregate la nivel național. Și cred că aici, în sensul ăsta, ar trebui să facem un pic mai multe fiecare dintre noi și instituțiile pe care le reprezentăm. Să identificăm ce avem și să le punem la un loc. Mai departe. Mulțumim, Andrei. Uitasem să menționez de Brain, care într-adevăr e încă un instrument la care putem să apelăm în perioada aceasta, și dacă aveți sugestii pentru cum putem îmbunătăți comunicarea prin cele două ERIS, BrainMap, ne bucurăm să le auzim. Da, cred că e foarte important ca efortul să vină colectiv. Auzisem intervenția de mai devreme a colegului din zona privată. Nu sunt foarte multe chestii care par restrictive, dar mi se pare că ar fi greșit să scoți zona de competență, de cercetare și să o lași strict în mediul privat, pentru că mediul privat are tendința de a concentra resurse, fonduri și de a-și concentra privirea asupra chestiilor din care poate să beneficieze. Ori într-o colaborare cu o universitate, chestia asta nu se mai întâmplă, pentru că nu o să permită nici universitatea chestia asta. Și de asta, probabil, cel mai de succes sau cea mai de succes rețetă e exact colaborarea asta public-privat, pentru că aici e nevoie și de fast response, dar e nevoie și de responsabilitate și, cum ziceam și mai devreme, e nevoie de date și interconectate, dar împărtășite între cercetători, să poți să ai rezultate, pentru că degeaba lucrezi pe chestiuni proprietare. Ale o să-ți folosească ție ca entitate, poate, dar nu poate să ajute cumva zona de public welfare. Cumva. Și cred că aici, pe secțiunea asta, cel puțin, ăsta e core-ul inițiativelor. E nevoie să aibă un impact real, rapid și suficient de deschis, astfel încât să poată fi înțeles și aplicat unde sunt rezultate. Mersi frumos! Mulțumim, Andrei! Foarte bună intervenția! Mulțumesc mult! Valentin, vrei să continui? Da. Bună ziua tuturor! Cred că la acest moment prezentarea este vizibilă. Ne aflăm la o lună în care am trăit o stare de urgență, care probabil va continua, și scopul acestei intervenții este să ia pulsul asupra ceea ce se întâmplă în comunitatea de Open Science în România. Este o comunitate foarte diversificată. Multe comunități au în spate 10, chiar 15 ani de când au început să activeze, să funcționeze. Altele sunt create chiar în această perioadă, așa cum vom vedea. În fine, din surse publice, din surse pe care le-a colectat Centrul de Open Science România, am dorit să vedem câteva concluzii de parcurs. Din ceea ce am putea să spunem la acest moment, sunt trei concluzii de parcurs, trei lecții pe care le tragem. Prima lecție este că acolo unde există o acumulare de experiență, reacția în combaterea pandemiei COVID-19 a fost foarte rapidă. A doua lecție este că criza în sine, momentul acesta de criză, cu nevoia de a avea
soluții rapide, de a acționa rapid pentru sănătate, pentru managementul crizei, pentru mobilizarea comunităților, a creat în sine un stimulant foarte important pentru ca multe comunități sau inițiative latente să intre în circuitul Open Science la diferite nivele, de la cercetare avansată la pur și simplu la voluntariat din partea cetățenilor sau a unor tineri care sunt la începutul carierei de cercetare. O a treia concluzie sau lecție pe care am tras-o este că noi în continuare dispunem de ramificații instituționale importante pe care putem să le valorificăm în continuare pentru a lărgi cadrul unor rezultate și așteptate benefice din partea comunității Open Science. Aș vrea să trecem pe scurt cu câteva exemple, fiecare din această lecție, și să vedem care sunt implicațiile. Prima lecție, spuneam, este cea a maturității. Maturitatea care aduce cu sine capacitatea de a reacționa foarte repede. Probabil toți dintre noi, cumva, fie la nivel individual, fie prin copii, fie prin apropiați, am putut să constatăm că un efect imediat a fost cel al transferării cursurilor online. Practic, rezerva a fost, dacă mi-aduc bine aminte, de 2 zile. E bine, ceea ce am putut să constatăm este că, de exemplu, Ministerul Educației și Cercetării a avut o rezervă de mobilizare foarte rapidă datorită unor inițiative mai vechi dedicate resurselor educaționale deschise sau RED, cum sunt numite de către minister, care în cadrul unui proiect pentru educație deschisă pentru toți a permis practic de pe o zi pe alta transferul online a unui proces de educație masiv la nivel preuniversitar, urmat în același rând de nivelul universitar. Un alt exemplu este cel al instituției care organizează astăzi webinarul UEFISCDI, care are de asemenea inițiative deschise cu ceva timp în urmă și concretizate în activitatea acestui centru Open Science Hub România. Participarea la proiecte relevante pe plan european, iar acum, în aceste săptămâni, deschiderea unor platforme de monitorizare a informației de cercetare atât pe plan național cât și pe plan internațional. Un lucru care răspunde foarte mult nevoii de centralizare a informației relevante. Un alt exemplu este al comunității geospațial, care se dovedește de un foarte mare sprijin prin crearea unei hărți interactive cu privire la evoluția pandemiei în România, dar și în Europa, un efort voluntar, independent de monitorizare, cu foarte implicații foarte importante în comunitate. De asemenea, Asociația Code for Romania este un alt exemplu relevant pe care credem că îl putem da vorbind de această primă lecție. De asemenea, O experiență anterioară a făcut ca această asociație, care multă parte lucrează pentru aplicații open source, a pus la dispoziție o platformă în care comunitatea, societatea este informată în timp real despre deciziile importante, dar și o platformă care servește pentru eliminarea răspândirii știrilor false. Avem
O altă evoluție, atât cât am putut să surprindem în această lună, aceea a comunităților latente care fac încercări la diferite nivele, mai avansate sau mai puțin avansate, dar care s-au trezit deodată în timpul crizei în circuitul Open Data, Open Science. Sunt aici două exemple de la cele două capete extreme ale tipului diferit de cercetare, cercetare avansată la Universitatea de Medicină sau cercetare la unde se fac primii pași în școli, în licee. Sunt exemple de mobilizare și intrare în circuitul Open Data, Open Science, a unor echipe relativ mici de cercetare. Și e o lecție care, în același timp, ne permite să tragem, să vedem și altceva. Și anume că, deși în ambele situații, ca precum în cele mai multe din această categorie, vorbim de folosirea imprimantelor 3D pentru a realiza echipamente necesare și relativ simplu de realizat cu imprimarea 3D. Însă, ceea ce am observat în toate comentariile și legate de această activitate, bine, folosirea codurilor deschise pentru și a procedurilor pe care le oferă diferitele comunități organizate pe Facebook sau pe alte platforme este un lucru, dar celălalt lucru este că au apărut nevoi foarte diferite. Nevoie de aprovizionare cu materie primă, care multă este, poate fi achiziționată doar din import, nevoie de voluntariat pentru documentații diferite, nevoie de avizare a materialelor care se fac, nevoie de livrare a materialelor, de management, un micromanagement economic. Cu alte cuvinte, inițiativele open data, open science, acestea s-au trezit deodată în circuit, dar s-au trezit deodată și cu un inventar de nevoi care pot fi acoperite cu greu. În fine, a treia concluzie este că încă putem inventaria un cadru instituțional destul de bun, care poate crea, poate conduce la oportunități de valorificare a colaborării în plan european legate de combaterea pandemiei. Am aici câteva exemple. Participarea Ministerului Educației la dialogul inițiat recent de UNESCO, participarea Academiei Române la Fundația Europeană a Academiilor de Știință și Studii Umaniste, cu propunerile pe care le face această comunitate pentru European Open Science Cloud, inclusiv propunerile privire la pandemie, programul pomenit de unul dintre participanți al unei guvernări deschise, care în moment ce vorbim are un calendar ce își propune un nou plan de acțiune 2020-2022, 2018-2020 tocmai se încheie. Iată un moment propice, ca să zic așa, pentru a orienta mai puternic programul, parteneriatul către circulația resurselor și informațiilor științifice deschise, dar și ca o platformă pentru, în efortul comunității de combatere a pandemiei de COVID. În fine, participarea la un grup de expertiză pe lângă Comisia Europeană, Open Science Policy Platform. Către ce implicații ne duc aceste observații? Prima observație legată de acumularea de experiență și reacția promptă a comunității ne duce către implicația de a mări ritmul, de a accelera ritmul și de a
distribui aceste inițiative Open Science la nivel instituțional, cât mai mult cu putință, astfel încât să creăm o bază și mai bună de reacție la un șoc viitor, care poate să fie și sanitar, poate să fie și financiar sau de altă natură. A doua implicație este cea plecată de la lecția observată cu privire la diferitele comunități care acum intră în circulație, în circuitul Open Science. Avem nevoie de o cartografiere cât mai extinsă a acestor comunități de cercetare la orice nivel. Educație formală, informală, la orice nivel teritorial, la orice nivel de monitorizare și gestiune a datelor, astfel încât să putem aduce, completa efortul lor de cercetare Open Science cu alte nevoi, măcar prin inventarul și colectarea informației de această natură. În fine, ultima implicație pe care o putem trage și vă propun discuții este aceea cu privire la intensificarea efortului de comunicare publică legată de platforma sau platformele instituționale care servesc rolul de a colecta și a monitoriza informația științifică relevantă, mai ales în combaterea COVID-19 în prezent, dar în general în dezvoltarea științei. Vă mulțumesc pentru atenție și sigur sunt aici pentru a continua dialogul. Aveți întrebări pentru noi? O să încheiem în curând. Florin, mulțumesc pentru link. L-am văzut acum în chat. Așa, cineva ridica mâna? Mihai? Da, spuneam că cineva ar trebui să spargă gheața, așa că încerc eu. Cred că toată discuția, dincolo de actuala focalizare pe problematica de criză, ca să zic așa, pe pandemie, ar trebui văzută ca o, într-o perspectivă americanească, așa, ca fiind o oportunitate pentru noi, pe de-o parte. Și dincolo de observația asta de context, problema datelor deschise și, în general, colaborării dintre diverse instituții cu interes în acest sens, cred că în ultima instanță ar putea fi văzute și din perspectiva responsabilității sociale organizaționale. Da? Cu alte cuvinte, o formă de a transfera discuții, inițiative mult mai vechi de tip CSR înspre alte tipuri de organizații, fie că vorbim de mediul academic, de ONG-uri sau de instituții publice în general. Și din acest punct de vedere, problema datelor deschise, cred eu că e o subtopică, e un subtopic la problema responsabilității sociale organizaționale și cred că ăsta este un subiect care este foarte puțin abordat în mediul academic din România, în general în România, nu prea abordat, dar într-un context mai specific a această conversație, ar putea să devină o temă de interes, cred eu. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Victor, te rugăm! Hello! Hello! Bună! Hello! Bună ziua și din partea mea! Aduc și o contribuție cu privire la deschiderea accesului liber la anumite articole pe platforma Information. Deci cine are cont, haideți să vedem dacă pot să fac să share-uiesc ecranul. Ia să ne am această posibilitate. Nu văd aici în meniu. Deci cine își face cont pe Information, da, are posibilitatea să acceseze o secțiune denumită Acces gratuit temporar.
astfel încât acolo o să urmărească anumite edituri care pentru această perioadă scurtă, da, oferă acces gratuit. E suficient doar un cont pe această platformă Information. Mulțumesc! Super, mulțumim mult! E o informație foarte utilă. Și e vorba de articole cu privire la COVID, bănesc. Nu neapărat. Da? Da, bănesc că e foarte greu să faci o filtrare, de-aia întreb. Și da. Oricum, rămâne cunoscută abordarea cu tag-uri, cu etichete, atât în platforma bibliometrică Scopus, cât și în Web of Science. Un articol poate fi accesat, chiar dacă, să zicem, nu mergem pe site-ul revistei sau pe site-ul editurii, ci doar prin intermediul platformelor bibliometrice. Avem acolo, da, în stânga, se poate filtra după Open Access, iar în josul, să spunem așa, filtrelor, putem vedea și ce tip de Open Access avem, adică Gold, Green sau alte variante foarte interesante puse la dispoziție de platforma Web of Science. E minunat, ne bucurăm că avem acest acces. Mulțumim. Florin? Florin, ai ridicat mâna? Nu văd mâna ridicată a lui Florin. Îi dau unmute? Nu are sunet. Ne poți scrie? Să citesc eu? Ok, imediat. Auzim ceva? Acum se poate? Am auzit? Uite, te auzim. Da, vreau să mulțumesc de întrebare și de mențiune, cum spuneam. Vreau și eu să aduc în atenție platforma la care am lucrat și noi, un portal pentru Open Research Data cu legătură la COVID-19, covid19.fixture.com. Am încercat și noi să susținem cât am putut diseminarea datelor, cât de vreme am putut. De asemenea, cred că o provocare acum cu această mare rapiditate de diseminare e validarea lor cât mai rapidă. M-am bucurat să văd și inițiativele mai devreme și cele menționate de către Irina. La fel și noi, dacă căutăm sprijin pentru validarea lor, pentru validarea surselor, și aici, bineînțeles, cred că e nevoie de un pool de experți pe aceste domenii care au legătură cu cercetarea despre COVID-19. Deci dacă sunt resurse în acest sens, mi-ar plăcea să știm despre ele. Cred că într-o colaborare putem ajuta și mai mult. Da, păi poate ar trebui să continuăm activitatea aceasta, dialogul, asta ne dorim. Ori prin sesiuni de lucru, ori să găsim o formulă, o platformă de a păstra actualizări pe tot ce se întâmplă. Florin, nu știu dacă știe toată lumea de Fixture, dacă poți să zici, să mai spui puțin acțiunea dedicată acum pentru COVID sau despre Fixture în general. Da, sigur, cred că am reușit să dau și la un link și către participanți. Fixture, inițiativă pornită acum 9 ani, are ca scop diseminarea rapidă obiectelor obținute în urma cercetării, deci nu neapărat articole și jurnale, dar acele supplementary data, așa cum sunt ele sau cum erau ele descrise. Din start am fost pe principiul open data, open science, și continuăm să fim așa. Este o platformă care a pornit, inițiativa a fost în Londra, dar platforma a fost construită și e construită în continuare în România, în Iași. Și colaborăm cu instituții și organizații din întreaga lume. Și permitem, ca mare avantaj este felul în care dăm
dăm atenție și punem în practic data pe primul loc. Am lucrat foarte mult în a vizualiza cât mai multe tipuri de date posibile în browser direct, fără să fie nevoie să se descarce data neapărat sau de a instala alte software pentru a putea fi vizualizate. Foarte multe date se pot vedea în browser, iar cu jurnalele și cu publicațiile cu care mai colaborăm, permitem și inserarea celor widget-uri care permit vizualizarea chiar în interiorul articolelor. Sunt multe alte feature-uri, dar în mare cam asta e și la fel sunt deschis pentru întrebări din partea participanților, dacă e să fie. Mulțumim! Din partea mea vor fi ulterior câteva. Văd o mențiune în chat de la doamna Iulia Mihail. UEFISCDI să devină o platformă națională pentru subiectul COVID-19. Avem, cred că avem în vedere, din câte știu, ceva de genul acesta. Mulțumim mult! Alina, mai există, cu scuze, mai există o întrebare de la Cristina Lincaru în question and answers. Da. Între timp, l-am mai văzut pe Călin. Dacă vrei să intervii acum direct, până citesc eu întrebarea. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Da. Comitetul Național Român, aparent n-am tangență cu subiectul acesta, dar am dorit să intervin pentru că suntem niște beneficiari ai acestor subiecte. Deci, energia funcționează online 24 din 24 și au apărut niște probleme deosebite legate de izolarea personalului și de păstrarea zonelor de activitate curate. Suntem membri și în comitete CNCNELEC de orașe inteligente. Acolo am ridicat această problemă. Chiar pe 16 martie a fost o webconferință în care am solicitat ca CNCNELEC să se adreseze Comisiei Europene și să se găsească soluții de a se finanța informarea privind standardele. Dacă Comisia nu reușește să găsească soluții ca să existe un acces liber la standarde, mai ales legate de zona asta de pandemie, dar și de alte subiecte. Deci au apărut niște subiecte noi acum legate de orașe inteligente, de sănătate, de energie, rețele inteligente, digitalizare și așa mai departe. Sper să se găsească soluții, ca să nu fie nevoie. Deci cu Ministerul Dezvoltării nu s-au găsit soluții de a se finanța traducerea și mai ales difuzarea standardelor în România la toate unitățile administrativ-teritoriale. Este o problemă grea. S-a pornit cu SNSPA-ul o acțiune de masterate pentru a se cunoaște aceste standarde. Ele sunt într-o transformare foarte rapidă, standarde apărute în 2014, deja se revizuiesc și cu certitudine această pandemie va produce niște modificări importante. În energie, cei mai bine pregătiți la ora aceasta sunt cei de la centrala nucleară Cernavodă, care lucrează cu mediul radioactiv și au, să spunem, niște proceduri foarte bine puse la punct, costume speciale, sisteme de comunicații și așa mai departe, dar și acolo a apărut problema aceasta a izolării personalului, care a adus niște elemente de noutate. Sper ca platformele acestea de comunicare să funcționeze și către alte zone decât cele de sănătate, pentru că sunt utile schimburile de informații. Mulțumesc! Mulțumim și noi pentru intervenție.
Într-adevăr, așa ne dorim să facem și noi o centralizare a inițiativelor relevante, nu doar pentru sănătate, ci și din celelalte sfere. Nu știu dacă vom reuși, pentru că este foarte multe informații de scanat, de filtrat și de selectat. Noi încercăm să le expunem, să le expunem centralizat pe pagina noastră și astfel încerc să răspund și nu mai văd întrebarea. Doamne Cristina Lincaru, mulțumesc pentru prezentările extrem de utile. Sunt bulversată de diversitatea open source. Ideea de filtrare, în special după gradul de încredere, mi-ar fi utilă. Exact asta încercăm și ce vi s-a prezentat astăzi aici este o primă filtrare, adică sunt inițiativele cele mai de încredere la nivel european și global. De aceea am pus accentul pe OpenAIRE, pe RDA, pe EOSC, dar într-adevăr și sub ele există foarte multe alte informații, dar asta pentru că se întâmplă foarte multe lucruri într-un timp foarte rapid. Trebuie să ne adaptăm la situația cu COVID. Iar cele din România, noi încercăm să le centralizăm pe pagina UEFISCDI și pe pagina noastră de Facebook, dacă aveți cont de Facebook și dacă ne puteți urmări. Acolo punem zilnic câte ceva pe Open Science Hub Romania. Sper că v-am răspuns la întrebare. Putem să mai discutăm oricum. Dacă mai sunt intervenții, dacă nu, n-am vrea să vă ținem foarte mult în această sesiune, plănim să mai avem sesiunea asemănătoare și v-am rugat dacă vă vom trimite un formular de feedback și dacă puteți răspunde, ne-ar ajuta foarte mult. Eu aș mai avea o scurtă intervenție, dacă mă aud. Da, Andrei. Da, sunt chiar și în acest moment o grămadă de inițiative private sau grupuri de voluntari, cei care fac viziere și așa mai departe, care pot fi elemente simple și disparate, văzute individual, dar pe care colegii care lucrează aici în Ventila TM, de exemplu, unul dintre grupurile astea, au început să evalueze ca centru de resurse și de asta revin un pic la obsesia mea cu maparea de mai devreme, care cred că e foarte importantă și mă bucur că vă propuneți și ne propunem împreună să le punem la un loc. Ce au făcut ei e să vadă, pur și simplu, să spargă pe elemente simple. De exemplu, cine are imprimante 3D, doi la mână, în momentul imediat următor a fost întrebarea cine știe să le utilizeze, pentru că nu întotdeauna lucrul ăsta e unul și același. Și atunci e foarte important ca dacă voi strângeți genul ăsta de informații disparate și le punem la un loc, poate și noi să încercăm să ne uităm peste ele și să le punem într-un anumit sens, poate. Pentru că fără o astfel de mapare, sunt foarte multe, la fel ca și echipamentele medicale pe care le-au găsit acum 2 săptămâni, că de fapt ele există, dar existau doar pe foi, că nu erau puse în lucru, știi? Adică cred că e foarte important să reușim să populăm genul ăsta de baze, de mapări, de competențe și de resurse și apoi să le dăm un sens împreună. Și mă bucur foarte mult că puteți facilita chestia asta și poate, na, sper să putem și noi contribui. Da, avem nevoie de contribuții pentru că noi ne uităm în primul rând la zona de știință deschisă, de acces deschis, la publicații, la date și la resurse, dar, bineînțeles, mai sunt și alte layere peste asta, că Open Science nu rezolvă tot. Și avem, cel puțin la nivelul UEFISCDI, prin hub-ul
de pe care îl ține PR-ul nostru pe site-ul UEFISCDI. Acolo se grupează mai multe inițiative, nu doar de Open Science. Și dacă puteți contribui cu informații, acolo se poate face direct pe adresa de e-mail disponibilă. Da, da, da. Și încă ceva referitor la întrebarea de mai devreme și răspunsul pe care l-am dat. Cel mai important este de urmărit ce face OpenAIRE. Și o să mai împărtășesc ecranul să vedeți exact comunitatea Zenodo. Zenodo este administrat împreună cu CERN, deci și la nivel de și la capacitate de stocare de informații, dar și efectiv la filtrare de informații. Aici găsiți, cercetătorii găsesc informații foarte specifice, targetate COVID-19. Deja există multe uploaduri. N-a fost lansat de mult, de pe 3 aprilie. Și deja începe să fie dinamic. Aici poate oricine să contribuie, adică inclusiv comunitatea românească. Și aici pot fi schimbate informații cu ceilalți din străinătate pe zona aceasta de cercetare. Deci, în primul rând, urmăriți Zenodo, ca să nu urmăriți OpenAIRE, Zenodo, această comunitate Coronavirus Disease Research Community, COVID-19, pe care a prezentat-o Irina, dar vreau să vă mai arăt o dată. Aici, inclusiv inițiativele RDA se vor afla la un moment dat, pentru că această comunitate se extinde, se transformă în acel portal de care menționa Irina, un portal pentru accesarea tuturor informațiilor de la nivel de european global din inițiativele OpenAIRE, RDA, IOSC, European Open Science Cloud. Deci dacă urmăriți, puneți accentul pe focusul pe această inițiativă, ulterior veți avea informație mai filtrată și specifică cercetării COVID-19. Alina? Da? Aș vrea să mai intervin la problema ridicată anterior legată de maparea eforturilor ca un instrument prin care putem oferi soluții. Și aș vrea să intervin spunând că este un lucru care ne preocupă. Ea poate fi făcută în două moduri. De sus în jos și de jos în sus. Adică inițiativa poate să plece de la o platformă națională, cum ar fi acest centru Open Science România, și prin dezvoltarea unor instrumente specifice să încerce să capete reprezentativitate națională. Este un traseu. Al doilea traseu ar fi de la nivelul comunităților mici care se organizează în platforme pe Facebook sau platforme online de altă natură, doar de partajare, doar de monitorizare și așa mai departe. Și în momentul în care acestea cresc, se dezvoltă, mă rog, pot crea, așa cum există, de exemplu, și în lumea științei, platforme mai mari, generalizate, dar specifice unui domeniu de interes legat de partajarea codurilor pentru software, legat de partajarea, să zicem, informațiilor legate de genomul noului virus și așa mai departe. Ar fi foarte interesant ca în aceste discuții și întâlniri cu dumneavoastră să vă spuneți părerea, să interveniți, care traseu credeți că este rezonabil să contăm pe el și de ce. Suntem încă în faza în care nu avem un răspuns la asta și încercăm să-l găsim. Așa că sugestiile venite din propria experiență sau pur și simplu ca o reflecție a ceea ce am vorbit astăzi sau vom vorbi în seminarele web următoare ne ajută foarte mult pentru a include ca elemente într-o viitoare direcții strategice pentru Open Science în România.
Da, cumva și cu asta o să închei, scuze dacă mai mi-e permis. Sigur, Andrei. Așa. Cumva e foarte important să înțeleagă toată lumea o chestie pe care mă simt așa nevoia să o mai subliniez o dată. Nu poate fi doar un efort din partea privatului, nu poate fi doar un efort din partea mediului public, a unei universități sau a unui centru de cercetare. Chestiunile astea, când trebuie să se întâmple rapid, trebuie să fie un efort colectiv și trebuie cumva văzute ca atare. De asta cred că ar trebui poate să ne și ferim de, nu știu, lucruri care spun că le adună și le rezolvă pe toate dintr-un singur punct de vedere și cred că inputurile din cât mai multe părți, dar puse deschis și puse cumva în lumină de fiecare în parte, e foarte importantă. De asta trebuie să fie un efort odată sistemic și odată de la fiecare nod al sistemului pentru ca o mapare corectă, un acces la resurse eficient să poată fi și să poată avea loc. Altfel, doar cu eforturi disparate și din nod în nod, nu o să facem decât să meargă lucrurile destul de greu. Dar am încredere, adică sunt atât de multe voci care au luat și astăzi cuvântul și care le știm și noi, pe care le știm și noi și în companii și în grupuri informale și în organizații care pot mișca lucrurile înainte și mă bucur că împreună putem să transformăm toate eforturile astea în Open Science, că până la urmă asta e și ideea de știință deschisă, știință la care colaborează toată lumea și colaborează într-un mod încât să poată crea ceva din idei, ceva palpabil și care să rezolve coerent o problemă. Mulțumim. Deci ne-am luat teme pe mai departe. De asemenea, vă rugăm să ne mai trimiteți sugestii. Mihai? Vrei să intervii? Da. Ca să construim pe ideile amicului Andrei, cred că avem de fapt avem nevoie de o abordare multidimensională aici. Pentru că, pe de o parte, ideea de open science presupune o mai mare deschidere în lumea științei, ca să zic așa, între instituții, persoane, dar, pe de altă parte, avem și relația înspre comunitate. Și nu e unidirecțională, ar trebui să fie bidirecțională. Deci, din acest punct de vedere, cred că, dincolo de nevoia de a coagula eforturi în spațiul comunității de oameni de știință, ca să zic așa, ar trebui să existe și o abordare proactivă în a conecta mai bine știința de comunitate. Și este o perioadă în care acest tip de coagulare e, ca să zic așa, impusă, constrânsă de context. Deci vrând nevrând trebuie să ne adunăm cumva forțele. Și iau, ca să vin la o chestie mai concretă, iau în considerare faptul că în mai multe orașe s-au coagulat platforme, coaliții, campanii, spuneți-le cum vreți, care încearcă să facă, pe de o parte, eforturi directe legate de beneficiari, dar în același timp există unele care își propun să facă mapări de resurse la nivelul unei comunități. Da? Și vorbesc în cunoștință de cauză, în câteva zile în Timișoara o să lansăm una care exact asta face. E bine, eu cred că existența unor asemenea platforme reprezintă o super oportunitate pentru ca cei interesați de partea de știință să poată să interacționeze cu fenomene sociale, cu activități care se întâmplă efectiv în comunitate, da? Și evident că acest tip de deschidere ar fi benefic pentru toată lumea. De o parte, e expertiza care poate să vină dintr-un mediu științific, dar pe de altă parte este extrem de multă practică dezvoltată experiențial pe care am putea să o folosim ca materie primă în demersurile științifice. Deci
pledez pentru o strângere a legăturii între universități, instituții de cercetare și comunitate în ultima instanță, asta spun. Mulțumim mult! Mai sunt câteva întrebări și pe chat. Ok, cred că am răspuns la ele. Cum ne puteți ajuta? În felul acesta, cu sugestii, cu informații privind inițiative și din România, cu ce putem face mai departe la nivelul acesta de centralizare a multelor surse și informații. Și am vrea să mai facem astfel de sesiuni la care să participați și dumneavoastră și să fie mai mult mai interactive. Poate astăzi era potrivit și un tur de masă, însă ne dăm seama că în 2 ore, cel puțin pentru astăzi, n-am fi putut acoperi și subiectele și prezentări individuale, că au nebucurat de o prezență totuși destul de mare. Colegii mei, dacă mai vor să mai intervină, Valentin, Victor? Nu. Va fi disponibilă înregistrarea. Vom relua și noi să fim siguri că nu pierdem din sugestii. Că mai eu personal mai simt nevoie să mai diger anumite informații, sugestii de la dumneavoastră. Pe viitor pot fi și video. Bineînțeles, eu îmi deschisesem camera inițial, n-am o problemă cu asta, pot să vă mai salut o dată de final. Mi-ar plăcea să vă văd și pe ceilalți, să vă văd și pe dumneavoastră, să fie mai personal. Dacă doriți, cei care ați rămas să ne... Eu cu drag aș vrea să fac asta, dar încă nu sunt foarte lămurit pe ce trebuie să apăs aici ca să deschidă și camera. Este camera tăiată? Ar trebui să se vadă camera tăiată? Nu se vede? Da, asta e că în clipa asta nu o văd și de asta sunt nelămurit. Ok, văd jos chat, raise hand, question and answers. Andreea, crezi că poți să le acorzi? Poate nu au dreptul de a interveni cu video? Da, cred că și la mine. Văd microfonul, dar nu văd camera, nu văd niciun simbol. Îmi pare rău, este găsit de colaboratorii noștri din OpenAIRE, nu e contul nostru. Data viitoare vom avea contul nostru și ne va fi mai ușor să facem setările. Andreea, dacă poți, dacă vezi tu o setare, să dai... Da, din păcate nu văd setarea. Da. Da, ca idee, cred că putem să facilităm și noi chestia asta, dacă vreți data viitoare, pentru că sunt câteva conturi și dacă nu, putem găzdui via Google Meet, care e similar. Da. Văd Carmen. Da, ridicam acum. Trebuie doar să dea unmute la microfon. Văd că e unmute, dar nu auzim. Da, bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Vă aud. Nu este drept de video. Că eu am mai intrat pe Zoom și știu, nu avem, nu este butonul de video. Da, ne pare rău, nu știam, n-am cerut explicit, asta e drept. Se deschide degeată. Dar dacă avem acces la filmare, la înregistrare, atunci e foarte bine. Da, s-a înregistrat și dacă sunteți de acord, ele vor fi făcute publice aceste...
filmulețe. Este deci săgeata de lângă unmute și se trece pe video. Deschide partea aceea cu... Da, de pe mobil nu merge. Nu, nu, nici de pe, nici de pe laptop. Deschid fereastră, deschid săgețica aia și mi-apar setări de microfon, de da? Speaker. Da, deasupra audio este video. Nu este. Nu este. Nu este, nu este la, la, alte, la noi ca și asistenți, ca și participanți, nu avem acel... Deci nu, nu avem doar reglaje pe audio. Exact, exact. E, cred că o rezolvăm tura următoare. Una de stânga sunt general video, audio, share screen, virtual background, recording, statistics, keyboard shortcuts, accessibility. Noi nu avem, noi nu avem un asemenea meniu. Al nostru e mai, mai restrâns. Dar e ok. O să supraviețui. Da, da, ne pare, ne pare rău. Toată lumea, deci nu, nu diferă softul. Bun, pot să trimit acum un, un screen, un print screen ca să fiu mai convingător, că înțeleg că asta e problema. Da, dar nu mă lasă să-l pun aici pe chat. Eu cred, eu zic că putem continua într-un alt, într-un alt webinar pe care să-l generăm noi și atunci stabilim restricțiile și, și chestiile atunci, în momentul în care îl generăm. Momentan se poate și fără abonament pe Zoom, inclusiv a dispărut limita de 40 de minute care era înainte și de pe orice cont se poate, se poate genera o astfel de întâlnire. Andrei, acum două zile era încă validă chestia aia cu 40 de minute, nu știu despre. Putem face 40 de minute, pauză 10 și din nou. Sigur, 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 se poate sau se poate genera de, două, de pe două, trei conturi. Eu cred că soluții găsim, ideea este timp să avem. Da, am încercat să fac eu dări, dar se pare că nu. Nu am destul. E, cine a lansat întâlnirea, din contul cui s-a lansat, acolo s-au făcut setările. Da, da, da. Nu, păi, asta e. Avem lista dumneavoastră. Alina, se vede aici la mine? Deci ăsta este ecranul la mine. Deci din video de aici. Dacă nu are toată lumea... Noi nu vedem. Nu, nu vedem. Nu, nu vedem. Da. Nu, e cea, mă rog. Nu, nu, nu vă uitați că ce-am trimis ieri asta, nu este problemă. Deci da, în regulă, vom, vom mai face o spune și ni s-a spus că vom avea lista de participanți, da. 7, la mine 7, decalată cu 1, e ok. E ok, dacă mai, mai sunt... alte întrebări, sugestii? Dacă nu, noi vă mulțumim. Mulțumim și noi pentru facilitare și pe până tura următoare multă veselie la toată lumea. Spor. Sărbători fericite, Paște fericit. Mai bine. Doamne ajută. La revedere, eh? Ce bună. La revedere. Zi bună în continuare. Acum am eliminat, am eliminat.